E vin colindători. De pe la căsei. Deci fii atentă. Îți dau o colindie din toată inima. Da. Înțelegi? Din toată... Da. Cum te cheamă? Iliana. Iliana. Iliana? Da. Dau o colindie din toată... Câți copii ai? 5. Să-ți trăiască. Ăia nu vine pe la mine. Om, i-a arestat în gherla. Cel mai mare. Ciricli? Ciordi? A? Eu trebuie viză. Am mai râdem, că și din acasă trebuie să faci câte un pic să ăsta. N-o să aud Ileana. Ileana, ai zis? S-a, deci cu toată vocea nu te tem de vecin. Să aud. Păi, la mine se colindă. Atunci trebuie să merg să bei ceaiuri, să-ți treacă. Coborât, Dumnezeu pe acest pământ, în mijlocul satului, în mijlocul satului, la casa bogatului. Gata-i cina de-ncina, cina-i gata, nu-i de voi. Cina-i gata, nu-i de voi, cine-i mai patron ca noi. De-acolo pleca la marginea satului, la marginea satului, la casa săracului. Bună seara, gata-i cina de-ncina, cina-i gata-i puținea, cina-i gata-i puținea, hai cu toți pe lângă ea. Masă o
văd casa săracului în mijlocul raiului. Dumnezeu s-a bucurat, Dumnezeu s-a bucurat și în cer s-au înălțat. Să ai sărbători fericite. Mersi la fel și ție, fii atent aici. N-am putea, că nu-i vocea mea și bine, tare vocea, dar Zărăgușită că am cântat de mai multe zile. Dar de ce n-ai venit la mine când n-ai fost Zărăgușită? Am fost pe la Bistrița cu altul, că mai țumurit că așa mi-a mulți umbru, că umbru mulți țigani de ăștia. Auzi aici, dacă ești răgușită, eu îți dau ăștia. Mulțumesc mult. Și dacă crezi că răgușala te mai duce în cotură de ăștia, auzi, dacă nu colindă, fă-mă o ascultare. Să văd. Nu pot să zic doine, nu pot să cânt. Colindă, zic altă colindă. Zi-mă o colindă, îți dau și caloriferul ție. Da unde să zic colindă? Ce să fac cu mine? Zic că una. Nici o sărbătoare lume nu are mai frumos nume ca nașterea lui Hristos în Biflaimul frumos. Și atunci Picioara Maria mi-l-a dus pe Nesia și-o a dus-o în pruncușor al lumii mântuitor. Și-o a dus-o în pruncușor al lumii mântuitor. Multe mame și orfani părăsiți de câțiva ani, fără de tată și ajutor și pustie casa lor. Fără de tată și ajutor și pustie casa lor. Mulți copilași mai treabă unde tata, mamă dragă? Oare mâine ce-o mânca și cu ce ne-o îmbrăca? Și atunci mami vin în minte ale lui Iisus cuvinte. Mai aveți în cer un tată care grija noastră poartă. Mai avem în cer un tată care grija noastră o poartă. Grija îndurărilor, mângâierea pruncilor. Grija îndurărilor, mângâierea pruncilor. Să ai sărbători fericite. Mersi la fel. Adauzi, dar bărbatul tău? Ia casă, o lua să meargă în pădurile, cu niște lumii. Cum are căruța de la mine? Depinde, dacă ne vede pădurea mare 3 milioane jumate, 4, 3, depinde cum te poți înțelege cu omul. Da? Doamne, de sănătate. Pe 5-7 mai ce faci, numai să muri. Ia, femeie, încă ai pus-o de 1 milion. Mulțumesc, Părinte, Dumnezeu să dea sănătate, să ai un Crăciun fericit. Mulțam. Oi, mai bine de sărbători, când mi-a dat vocea bună. L-a pomnit, să pomnim. Sănătate, sărbători fericite. Nu mă bine. Ai oameni. Pentru bani. Trebuie să muncești la Nelson. Merge așa cu mine. Belo. Unde e Belo Mâncavaș?
Beh, Luca! In baie, bello. Lucră la calorifer. Păi, eu cred că o cântat destul de fain. Nu? Adică o cântat, o colindat. Destul de fain. Da, la oameni din ăștia auziți de la Cășei. Până pe aici. Bine că nu vinite spre la mine, că vin la colindat. Dar la oameni din ăștia mi se bucură inima. Îi dădeam să moară cea mai scump, dacă vă mint. Așa să-mi ajute Dumnezeu, dacă nu. Îi dădeam și o bucată de carne, dar nici am. Numai scoici și găini. Și pești. Înțelegeți? Da. Mâncă ăștia scoici, țiganii. Așa tata Nelson de al bandit. Atie tata, a bandit. Vă țuc.